Continuăm vizita în Praga. În acest moment ne aflăm în orașul vechi, în piața din fața primăriei. Întâlnim cu o mulțime de turiști și una din principalele atracții din această zonă îl constituie ceasul astronomic, care se află amplasat în un tur aflat pe o parte laterală a primăriei orașului Praga. Foarte mulți turiști din această zonă, ca să prindă un loc cât mai bun pentru a vedea ce se întâmplă în momentul în care ceasul bate ora exactă. Ca să fim în temă, ceasul are în partea superioară niște ferestre în care vor apărea cei 12 sfinți. De o parte și de alta a ceasului sunt patru figuri alegorice care reprezintă moartea, invidia, vanitatea și zgârcenia. Vom aștepta ca moartea să bată ceasul, cei 12 apostoli din partea superioară a ceasului încep să apară la ferestre. Lumea se uită entuziasmată, iar la sfârșit cocoșul trage o cântare. Da, cam asta a fost la ceasul astronomic. Trebuie să-ți alegi un punct de observație foarte bun ca să vezi tot spectacolul. Ne continuăm plimbarea prin piața orașului vechi, mai facem poze, mai bem o bere, toate că nu prea este ieftină, și ne continuăm deplasarea către bulevardul Venceslas, un bulevard lung de aproape 1 km, cu magazine de o parte și de alta. Dacă vrei să cumperi ceva, aici găsești cam tot ce vrei. Important e să ai ceva prin buzunare când începi cumpărăturile. Dacă nu, te uiți prin vitrine, mergem în continuare către partea finală a bulevardului. Vedem un mod original de a te spăla pe picioare contra cost. Și la capătul bulevardului așteptăm autocarul care ne va duce către Bratislava.